Săptămâna trecută s-a descoperit că una dintre sursele de apă potabilă ale municipiului Piatra Neamț este infestată cu bacteria Clostridium perfringens. Analizele recente au evidențiat prezența acestei bacterii nu doar în lacul Bâtca Doamnei, ci și în lacurile Vaduri și Pângărați. Momentan nu se cunoaște cauza apariției acestei bacterii în lacurile județului, însă este cert faptul că problema va face subiectul unui studiu realizat de Apele Române. E vorba de singură sursă de apă potabilă de suprafață pentru Piatra Neamț și zona adiacentă municipiului Piatra Neamț. Această bacterie care există în natură, nu este o chestie, o invenție a cuiva, este atât în lacul Bâtca Doamnei, cât și în Vaduri și Pângărați. Ea se găsește și în sol și, mă rog, în alte zone. Analizele făcute de reprezentanții APASERV evidențiază faptul că apa potabilă de la robinetele Pietrenilor este sigură, neexistând un pericol real asupra sănătății celor ce o consumă. Nu au fost, nu sunt și nici nu vor fi probleme la Piatra Neamț cu prezența acestei bacterii. Deci nu sunt probleme de a consuma apă potabilă. Asta e esența. Procesarea, mă rog, în stația de tratare e o treabă sigură, verificată de noi și normal în atenția autorităților, pentru ca să nu cumva se întâmple vreodată. Iar pentru siguranță, până când este gata un studiu pe care îl va face Apele Române la nivelul teritorial, deci la nivelul județului, să vedem când se va termina acest studiu. Deci rețineți, numai pentru siguranță absolută 100%, apa potabilă care este consumată la Piatra Neamț și în oateurile din jurul Piatra Neamț este apă de adâncime, captarea Vaduri adâncime. Nu are nicio treabă cu lacul. Ok, ținând cont că totuși pânza freatică e oarecum, e oarecum în legătură cu apele de suprafață. Nu, nu are nicio treabă, pentru că, de exemplu, la captarea Vaduri, apa subterană care este, nu are nicio treabă cu prezența acestei bacterii în lacuri. Apropo de bacterii, să nu credeți că este singura și unica bacterie care există într-o apă curgătoare. Fiind vorba despre un microorganism comun prezent mai peste tot în natură, legislația în vigoare nu impune analize specifice pentru această bacterie. Una peste alta, clorul folosit în stațiile de captare distruge absolut orice microorganism din apă. De altfel, există o hotărâre de guvern numărul 100 din 2002 și a fost modificată până în 2007, în care la apele de suprafață, inclusiv în lacuri, nici nu este trecut analiză pentru astfel de bacterii, apropo de ce înseamnă normativele republicane. Din punct de vedere al potabilității, nu sunt probleme. În concluzie, această bacterie nu este nocivă pentru sănătatea umană și... Nu este nocivă pentru sănătatea omului, atâta vreme cât se consumă apă potabilă din sursele pe care vi le-am menționat eu. Iar aditivii din stațiile de captare cu siguranță vor distruge această bacterie, să cu înțeleg. Cu siguranță nu uităm că orice captare de apă, că este de suprafață, că este de profunzime, în final are un tratament cu clor gazos care se face exact pentru a distruge orice microorganism la ieșirea din stație. Am înțeles. Totdeauna este pe normativ republican, nimeni nu-și poate permite vreodată să facă altfel. Deci apa este sigură în Piatra Neamț, așa cum este foarte sigură și la dumneavoastră în Roma. Dacă e să judecăm după cazul lacului Pucioasa din județul Dâmbovița, unde încărcătura microbiologică din apă a fost cauzată de materiile fecale și de resturile menajere aruncate în apa lacului, nu putem decât să presupunem că situațiile sunt similare. Infecția cu Clostridium provoacă de la diaree și până la necroze sau putrezirea țesuturilor. Această infecție se manifestă foarte rapid în cazurile extreme, raportându-se și decese.